O răpire ca în filme ziua în mare în parcarea unui magazin din Timișoara. Un cerșetor a fost luat pe sus de un individ și băgat într-o mașină după care au plecat în trombă. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere, iar polițiștii au început imediat căutările. În urma anchetei s-a descoperit că răpitorii sunt trei bărbați din Cluj cu vârste cuprinse între 24 și 44 de ani care se ocupau cu exploatarea oamenilor străzii. În fapt, la data de 27 a august 2024, în jurul orei 15 și 4 minute, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la faptul că în parcarea unei societăți comerciale de pe calea Torontalului din Timișoara a oprit un autovehicul în care se aflau trei persoane, iar din acesta a coborât un bărbat care s-a apropiat de un alt bărbat în vârstă de 40 de ani, cunoscut cu handicap locomotor și cu alte probleme de sănătate și l-a introdus în autovehicul cu forța, pornind într-o direcție necunoscută. În urma investigațiilor specifice, polițiștii au reușit identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, respectiv trei bărbați de 24, 33 și 44 de ani din Cluj. Din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit faptul că bărbatul de 40 de ani a fost preluat cu forța de către cei trei bărbați din parcarea societății comerciale și condus în municipiul Cluj-Napoca cu scopul de a fi exploatat prin practicarea cerșetoriei, sumele de bani obținute de victimă, din mila publicului urmând să intre în posesia celor trei, lucru care s-a mai întâmplat și în trecut pe parcursul mai multor ani de zile. Când persoana vătămată a fost supusă în mod repetat violențelor fizice în zilele în care nu obținea din cerșit suma de bani dorită de ei, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi vor ajunge în fața magistraților timișeni cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzați de lipsire de libertate. C'est un mode illégal.